Marca, Alessandro. Doamne, de când stăm ploaie, știm noroi, știm ferească, Dumnezeu. O ploaie rapidă? Da. Ar mai văzut până acum, s-a avut așa de multă apă în curte? Am avut acum 2 ani. M-a distrus tot, dar atunci venea gârla. Am o gârlă și venea pe gârlă. Acum gârla e undeva, s-a dus la, la asta orașului și nu mai vine de la gârlă. Păi e sănătate. Acum? Da. De când muncești, Alexandru, trage-mi? Ia, bombe, să scurt. Poftim? Ghilele sunt urmă, de lumea în așa. Dar noi nu exista decât o singură dată atât de 52 de ani. Nu, nu, mai mult de... Și acum am uitat. Aveți apă în beci, în curte? Cum a fost ploaia aceasta? Da, cum a fost? A fost mai puternic o leagă, așa noi ne-am spălit imediat de ea. Asta a fost treaba, dar acolo a ieșit cu bine până la urmă. Sunt dacă s-a oprit, dacă s-a oprit. Oprit, asta e treaba. Dar a bătut un pic de gheață. A bătut un pic de gheață, puternic de gheață, dar ce să facem, asta e treaba. Au căzut 3 tei. Nu a intrat decât în curte, acolo a mers Daniel Coșev, CBS-ul la Târgu Neamț. Am fost prima dată în față la policlinic, unde au luat acoperișul la o casă, l-a dat pe cablurile din altă tensiune și am venit aici acum. Acolo a mers Daniel Coș cu motopompa de la primărie. Așa am primit ordine, domnule. Auzi? Mă simte! Ai rău acolo! Acoperiș, la o casă sau la ce? Ați ajuns cablurile pe tabla pe cablurile din altă tensiune. Aș, de aia nu este cu el într-un oraș? Da. Ia vezi, Costi, că iese? La... Am înțeles că o merge sus, a luat acoperișul la o casă. Hai, lasă-mă!
da, dar nu pot să iei el acolo. Încă o dată. Și! 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 Acum ta el!